Boicotarea de către cei 6 consilieri social-democrați a ședinței de îndată a Consiliului Local de vineri 10 martie, urmată de un comunicat de presă al organizației PSD, a provocat un adevărat duel politic între majoritatea liberală și minoritatea social-democrată din Roman. La conferința de presă de marți, 14 martie, primul subiect a fost cel legat de tărăboiul politic declanșat de lipsa deliberată de la ședință a social-democraților. Primarul Lucian Micu a explicat presei modul de convocare a ședinței de îndată, care are reglementări legislative clare pe care social-democrații se pare că nu le cunosc, ținând cont de faptul că legea 215 prevede faptul că la ședințele de îndată proiectele pot fi primite chiar înainte de începerea acestora. Pe de altă parte, edilul șef al Romanului a ținut să ironizeze motivul puieril legat de tabletele cumpărate din bani publici pe care consilierii fie că nu știu să le folosească, fie ar fi stricate, spun socialdemocrații, lucru care primarului îi se pare chiar și mai grav. Ca înainte de a vă oferi informațiile legate de proiectele pe care primăria Roman, spre deosebire de alte instituții ale statului, precum Consiliul Județean condus de PSD, le are pentru toți cetățenii, și aici vreau să subliniez, pentru toți cetățenii, indiferent de simpatiile lor politice, aș vrea să fac câteva precizări importante, tocmai pentru a informa corect pe toți cetățenii acestui municipiu. După ce că au lipsit, pot spune, toată responsabilitatea, nemotivat de la ultima ședință a Consiliului Local, consilierii PSD sau cineva de la PSD, nu cred eu că ei au trimis un comunicat de presă plin de erori. Acum nu știu dacă sunt erori voite sau nevoite. Dar spun erori ca să nu spun minciuni. Pentru că, de fapt, sunt minciuni ceea ce au spus acolo. Eu am citit în presa scrisă, în presa online din Roman, că acest comunicat vine urmarea unui atac vehement al meu. Eu nu atac pe nimeni. La primăria Roman se muncește și nu se fac războaie pe banii cetățenilor. Eu am încercat să explic încă de la acea ședință că pentru ședințele de îndată nu este nevoie trimiterea, adică legea nu prevede un termen pentru trimiterea documentelor până la care consilierii să primească proiectele. Și PSD-ul ar trebui să fie mai atent pentru că PSD-ul a redactat această lege a administrației publice locale. Așa că, din punctul meu de vedere, își toarnă singuri cenușă în cap. În acel comunicat mai spune că pe ordinea de zi erau proiecte de pe vremea fostului primar. N-am negat nicio clipă. Sunt proiecte din 2009. Au fost aprobate la vremea respectivă și de către cei de la PSD. Trebuiau doar actualizate niște devize. Eu am spus de foarte mult, cred că de zeci de ori am spus până acum, că tot ceea ce a fost bun va continua. Am promis romașcanilor că echipa Lucian Micu, Laurențiu Leoreanu, va funcționa. Cum ce să vă zic, mă bucur că și cei de la PSD observă acest lucru și chiar îl sublinează. Le mulțumesc mult, apreciez acest lucru. Dar din păcate nu au văzut, sau nici măcar nu au citit, celelalte proiecte, pentru că era o serie de proiecte foarte importante care ajutau copiii de elevii de elită din municipiul Roman să participe la o serie de concursuri tradiționale. Deci nu sunt concursuri inventate ieri sau astăzi. Și noi ne-am gândit că e bine, la fel cum am făcut-o și în ceilalți ani, să-i ajutăm pe acești copii, pentru că merită. Iar alocările, bineînțeles, trebuie să se facă înainte de concurs și nu după concurs, pentru că după nu le mai putem oferi premiile. Am văzut că toți se insistă că au primit, că au fost anunțați târziu, au fost anunțați de joi pentru ziua de vineri și că presa ar fi primit materialele mai devreme. Sunt prostii și nonsensuri. Și presa, și dumneavoastră puteți confirma acest lucru, dar și consilierii au primit proiectele atunci când au fost gata. Eu eram pe drum de la București,
comunicam cu colegii mei din primărie pentru actualizarea informațiilor pe care le obținusem și bineînțeles că a durat ceva mai mult până s-au trimis proiectele, dar atât dumneavoastră presa, cât și toți consilierii locali, repet, toți consilierii locali, au primit încă de joi seara proiectele pe e-mail. Da, e adevărat că ele nu au fost puse pe site joi seara, dar tocmai de aceea noi le-am trimis pe mail. Deci ei aveau posibilitatea de pe orice calculator să se uite pe e-mail și nu îi trimitem să consulte proiectele pe site. Știți bine că acest lucru nu se întâmplă de ieri de azi, de mai bine de 2 ani le-am dat acele tablete, astfel încât proiectele să le trimitem pe mail, le-au primit joi seara, iar vineri a fost ședința. Și repet, cu toate că legea nu prevede la ședințele de îndată un termen pentru acordarea spre studiu a proiectelor. Deci ele puteau fi acordate chiar și înainte de ședință, dar noi nu, le-am trimis o zi înainte, de joi seara. Iar tabletele pe care consilierii le au sunt din banii romașcanilor și e păcat că unii dintre ei nu le folosesc, iar pe de altă parte e și mai grav că unii dintre ei spun că le-au și stricat. Da, e, mă rog, e problema lor. Eu zic că trăim într-o eră informatică și e păcat să stricăm hârtie. Ne plângem că tăiem copaci, dar vrem în continuare pe hârtie aceste proiecte. Și vă aduceți aminte și în trecut, când erau pe hârtie acele proiecte, cum erau consilieri care veneau și le luau înainte de ședință. Și dumneavoastră știți acest lucru și vă aduceți aminte. Nici măcar nu-i interesa ce le propunem. Iar acum, dintr-o dată, au devenit foarte, foarte grijulii. Mai observ însă că, deci nu, ei nu se pricep la informatică, nu știu să citească un e-mail, dar pe Facebook sunt foarte activi. Nu știu dacă înțeles. Sunt activi, nevoie mare, dar nu știu să citească un e-mail. Da, e păcat că cei de la PSD merg cu cioara vopsită. Din punctul meu de vedere, obligația consilierilor este să vină la ședințe. Și trebuie să voteze pentru pentru proiectele care sunt în folosul romașcanilor și nu să inventeze probleme care nu există. Eu am avut și am în continuare o deschidere foarte mare pentru toți consilierii. De fiecare dată, dacă nu înțeleg un proiect, sunt la dispoziția lor, poate să mă sune, să mă întrebe despre proiecte. Eu le-aș fi explicat despre ce e vorba în fiecare. Dar vă spun, astea sunt minciuni. Cred că ați văzut și dumneavoastră că o parte din consilieri au venit până aici, au ajuns, au văzut că nu sunt ceilalți, au primit un telefon și au plecat. Deci faptul că motivația asta că n-au primit proiectele, nu stă în picioare. Ei au plecat de frică să nu-și piardă scaunul de aici pe care mai stau ei. Eu vreau să fac o informare așa pentru romașcani și să le spun că alegerile nu vor fi prea devreme. Tot PSD-ul este cel care stabilește data alegerilor, dar văd că nu se grăbește să o facă. Din punctul meu de vedere, eu aș vrea să fie alegeri cât mai repede și romașcanii să stabilească și să decidă în cine au mai multă încredere. Eu pot să asigur de un singur lucru, că până la alegeri voi veni zilnic la muncă, voi munci și vă rog să mă credeți, nu voi da vina pe PSD pentru asta. Deci eu trebuie să muncesc, voi munci și chiar îmi place ceea ce fac. Eu cred că până la urmă asta și trebuie să facă un primar bun. Dacă cei de la PSD nu vor să vină la muncă, îi să stea acasă, să plângă. Dar le recomand totuși să lase bocetul și să pună mâna să ajute romanul, pentru că văd că ceea ce fac în ultima perioadă nu fac decât să pună bețe în roate dezvoltării orașului.
Și e păcat, pentru că acest sprijin pe care îl dau ei comunității locale, nu mi-l dau mie, că nu-l iau eu acasă. Sunt lucruri care rămân în oraș și sunt pentru binele romașcanilor. Eu am vrut să răspund doar așa un pic la acest comunicat și acestei afirmații, cum că i-aș fi atacat foarte vehement. Nu i-am atacat deloc, i-am... Din contră, prin atitudinea pe care au ei, i-au atacat ei romașcanii, da? Nu-i problemă că romașcanii au ochi de văzut și urechi de auzit. Culmea este că liderul de grup, arhitectul Dan Vasiliu, provenit din societatea civilă emanația proiectului PSD de puterea, a uitat să-și anunțe toți colegii de decizia politică de boicota ședinței de îndată, așa că înainte de începerea ședinței, senatorul PSD Eugen Pătrașcu se afla în sală, după care a primit un telefon de la partid, a părăsit sala și dus a fost. Pe de altă parte, ceea ce nu recunosc liberalii este faptul că practicarea boicotului politic nu le este străină nici lor, dacă e să ne reamintim de lipsa consecutivă timp de două ședințe de la ședințele convocate pentru organizarea Consiliului Județean chiar la începutul actualului ciclu legislativ.